m-am întors din Germania prin 2006, unde, mă rog, mi se părea un pic plictisitoare viața de acolo. Am venit aici și m-a atras totdeauna ideea asta să fac eu ceva pe cont propriu. Am început în 2006 cu un... cu o firmă care se numește Rose of Lab, care e în Brașov, există și acum, în care am făcut tot felul de servicii de dezvoltare pe vremea aia, ghidate tot mai mult și direcționate către chestii, proiecte din computer vision. Și undeva pe mai târziu, așa, prin 2011-12, devenisem o firmă mai, mă rog, mică față de iQuest, da, vreo 20 și ceva de oameni. Și devenisem ușor plictisit de tot ce se întâmpla acolo, în sensul că aveam tot felul de proiecte, dar ne doream la un moment dat să ajungem într-o zonă de produse proprii, de idei pe care să le dezvoltăm noi de la zero. Și am tot căutat, am tot încercat diverse chestii, practic foarte mulți din banii pe care i-am făcut pe Rose of Lab i-am investit în tot felul de idei. Unele n-au mers, multe n-au mers, altele au mers. Și Lampix este una din cele care merge destul de fain acum. Practic la Lampix am început prin 2014, de fapt, eu să lucrez la idee. La început am fost singur și am făcut un experiment. Toată ideea a venit dintr-un proiect de digitizare, în care existau niște cărți destul de vechi și sensibile care nu puteai să, pe care nu le puteai trânti așa pe un scanner, să pac și capacul peste și dai scan, ci într-un proces un pic mai manual treia de fapt să stai să pozezi paginile și după aia să extragi de acolo bucata corespunzătoare. Și atunci m-am gândit cum ar fi să rezolvi problema asta dintr-un ceva obiect care stă deasupra și te ajută cumva într-un mod mult mai intuitiv să faci treaba asta. Și așa s-a născut Lampix, practic. Și am făcut primul proof of concept singur. La un moment dat l-am cunoscut pe... într-un alt context, pe partenerul meu actual din Lampix, care e George Popescu și care e la New York. Și după ce i-a plăcut și lui ideea, până la urmă am pornit-o împreună. Avem acum, între timp, în New York o filială de marketing și sales și practic tot ce nu e tech. Și tech office-ul e la Brașov, unde facem toată dezvoltarea pentru Lampix. Ce e Lampix, de fapt? Ce a ajuns să fie Lampix? Deci, în principiu, e acest device pe care îl vedeți aici. Tot ce se întâmplă important și interesant este sus în cutiuța asta. Piciorul poate sau să fie sau să nu fie prezent, deci device-ul poate să fie și atârnat, să fie undeva în tavan. Și device-ul ăsta conține, tehnic vorbind, un proiector, un sistem de camere și un calculator. Deci un device self-contained poate să funcționeze pe cont propriu, nu-i mai trebuie un companion ceva. Procesul e așa, cu camera respectivă sau sistemul de camere, Lampix înțelege ce se întâmplă pe o suprafață, iar cu proiectorul, practic, augmentează realitatea. De-aia noi o numim tabletop augmented reality. Și în exemplele pe care le aveți aici, de exemplu, aici Lampix a recunoscut un document. Aici tot așa e un document recunoscut și se vede și un meniu de sharing. Deci asta e o aplicație în care pun o foaie pe masă, pot să mă apuc să desenez pe ea și la un moment dat am un meniu lângă pe care am un buton de share. Dacă dau share, pot să dau cuiva un link digital, ca să zic așa, la foaia mea fizică de hârtie. Și atunci am un fel de live streaming chiar de pe foaia mea. Iar cel care primește acel link poate să și dea feedback. Și aici ce vedeți highlighted este o proiecție a ceva ce altcineva a desenat pe documentul meu. Pe de altă parte, Lampix e și, adică ce e interesant de fapt, ce îl deosebește pe el de un touchscreen, este că poate să recunoască și obiecte. În exemplu de aici aveți niște capsule de cafea pe care Lampix le recunoaște, spune ce sunt și de acolo încolo face tot felul de recomandări. Deci, ca și industrii, ca și verticale unde cărora ne adresăm, avem clar o parte de asta de retail, îi spunem noi, produse, prezentări interactive de produse care poate să meargă un pic și spre lucruri mai de muzeu, unde nu prezinți ceva neapărat ce vrei să vinzi, ci pur și simplu explici lucruri mai bine.
Și avem o parte mare de office. Office în sensul de ce ține de munca cu documente, combinația între documente digitale și cu documente fizice. Zona asta de office s-a extins între timp și pe niște ceva ce pare că se cheamă smart furniture. Imaginați-vă într-un aeroport, într-un lounge, am biletul de avion și mă duc la un moment dat și îl pun pe masă și mă așez acolo să beau un ceai și lângă biletul de avion apare direct proiectat câte minute mai am până la zbor, la cât e boarding-ul și cum e vremea în orașul de destinație, chestii de genul ăsta. Și acum, practic, v-am zis tot felul de aplicații. De fapt, noi dezvoltăm Lampix ca pe o platformă. Platformă însemnând că vrem ca alți dezvoltatori să poată să facă aplicațiile lor proprii pe acest sistem. Chestia asta o face puțin mai complex, dar practic aici vedem noi scalabilitatea. Evident, în momentul de față facem niște aplicații pe care le, cumva ca să validăm platforma noastră, facem aceste aplicații, dar ideea de bază e de platformă și de-aia vă arăt așa de multe use case-uri. Use case-urile astea multe dau practic și complexitate foarte mare. Adică, în primul rând, avem foarte multe locuri în care rulează chestii. Pe device, cum am zis, în sine, pe aparat, avem zona de computer vision, zona de cum generez conținutul vizual pe care îl pun pe masă și mai există o parte de infrastructură, cum fac update-uri, cum instalez aplicații, cum instalez dependențe și așa mai departe. După aia avem niște servicii care rulează în cloud, deci Lampix-ul e totuși un device care poate să vorbească, mă rog, e Wi-Fi enabled și poate să vorbească cu un cloud. Și de multe ori sunt aplicații care au nevoie de ceva backend de date. Am un exemplu simplu, dacă fac o aplicație de un survey, da? Pun undeva un Lampix într-un spațiu public și las oamenii să voteze dacă le-a plăcut ceva. Chestia aia trebuie să înregistreze date undeva, da? Am nevoie de un cloud. Tot așa, sunt anumite servicii de computer vision care sunt prea complexe ca să ruleze pe device, atunci trebuie să ruleze într-un cloud. Astea sunt zonele interesante din cloud, plus o zonă de blockchain, asta e o chestie pe care am adăugat-o mai recent și pot să vă povestesc după aia în pauză detalii, că altfel durează prea mult. După aia, deci astea sunt două zone cheie și în funcție de aplicație există și situații în care, de exemplu, Lampix poate să funcționeze împreună cu un PC. Da? Iau un document de pe PC și îl împing așa și apare pe masă și după aia pot să fac markup pe el cu un marker fizic și după aia markup-ul ăla se transferă înapoi pe documentul meu din Word, de exemplu. Da? Plus, ce rulează iară pe PC, avem multe părți de administrare care sunt web-based. Deci dacă eu sunt un magazin cu un lanț de magazine cu 10 magazine și în fiecare sunt 3 Lampix-uri, am un web interface ca să administrez ce pun pe Lampix-urile alea din magazine. Da? Și sunt anumite situații în care are sens și un mobile companion app, da? Acolo mai puțin pe moment. Tehnologic, deci ca și tehnologii pe care le folosim, am pus și aici și unde sunt folosite tehnologiile, dar în principiu lucrăm foarte mult cu Python și cu tot felul de librării de computer vision machine learning. Astea două practic merg împreună. Asta are și laser? Hei. Ăsta nu era butonul bun. Bun. N-are sau ce? Pointerul. Ăsta? Da, uite, perfect. Da, deci Python și librării de computer vision și de machine learning. Renderingul îl facem în HTML5 cu JavaScript. Și o să vă zic după aia de ce. Evident, app-uri mobile, avem Android și iOS, în spate, pe parte de bază de date folosim foarte mult MongoDB, pe parte de, infrastructură, hai să o numim așa, avem foarte mult treabă cu, AVS, ca și infrastructură de servere folosim în momentul de față, deși nu avem nimic specific AVS-ului. Ce ne uităm tot mai mult este zona de Docker sau Snap, deci în momentul de față evaluăm dacă să punem anumite chestii în Docker sau pe Snap ca să facem update-uri mai ușoare de platformă. Și, cum am zis, Ethereum, blockchain e o zonă interesantă nouă în care nu intru acum.
Da, și întrebarea clară, cum facem să nu explodeze toată treaba asta? Arhitectură. Deci Lampix, de fapt, e un proiect în care foarte mult din ce se întâmplă, se întâmplă înainte de programarea efectivă, în partea de gândire modulară și cum facem să împărțim lucrurile și să aibă interfețe logice și bune, astfel încât fiecare să-și poată vedea de treaba lui și lucrurile să se mai și potrivească la final. Și mă rog, aici e o diagramă care arată o arhitectură foarte high level a device-ului și a bazei de date PIX, despre care, cum am zis, are partea de blockchain în care o să intru poate în pauză. Pentru prezentarea asta, practic, fac un dive-in și vorbesc strict de ce rulează pe device, ca să vă dau așa un fel de mică introducere într-o anumită zonă din toată complexitatea aia. Și ca să poți să vorbești de arhitectură și de ce am făcut arhitectura într-un anumit fel și de ce am ales anumite tehnologii, cred că e foarte important să avem, să prezentăm niște cerințe. Adică, care sunt cerințele pe care le-am avut așa high level la sistemul nostru? Pe partea de computer vision, chestiile sunt complicate pentru că, pe de o parte, vrem operațiuni rapide, pe de altă parte vrem să facem operațiuni complexe pe ce vede Lampix. Asta aici e vorba de ce vede Lampix și cum înțelege Lampix ce vede. În plus față de asta, vrem... Poftim? Intru imediat în detaliul ăsta. Imediat. În plus de asta, vrem extensibilitate, adică vrem să poată ca stack-ul nostru de Lampix să conțină, să fie extins destul de ușor cu funcționalități noi. Deci Lampix să învețe să vadă și alte chestii decât știe să vadă acum. Și na, evident, vrem să nu reinventăm roata. Deci vrem să putem integra acolo cât mai multe librării și lucruri existente. Asta e partea de computer vision. Pe partea de content, content înseamnă ce pune Lampix pe masă, ce vedem noi efectiv acolo proiectat. Aici cerința noastră numărul unu a fost să fie ușor ca programatori, ca foarte mulți programatori să poată să intre și să facă aplicații pe Lampix. Evident, flexibilitate, extensibilitate, așa mai departe, aia e destul de clar. Am mai avut o cerință interesantă care a fost easy to test and debug, deci să fie foarte ușor să faci aplicații de Lampix chiar dacă nu ai un Lampix deocamdată. Da? Și vă spun imediat cum am satisfăcut cerința asta. Deci aici, practic, cerința, în primul rând, pe computer vision asta fast, but also complex, se rezolvă într-un mod, în mod următor. De la cameră, de la sistemul de cameră, de fapt, noi ne vin frame-uri. Frame-urile alea sunt mari, conțin multe date. Da? În principiu, ca să ajungi, adică tot un stack când trec de computer vision nu e altceva decât reducere de date, reducere de dimensionalitate. Deci vreau să ajung de la mulți pixeli la o informație mult mai abstractă, de gen aici este o capsulă de Nespresso. Da? Și cum facem chestia asta? În principiu, împărțim tot stack-ul în niște module care rulează pe thread-uri diferite. Deci bucățile astea gri sunt practic thread-uri diferite. În stânga avem operații care durează puțin și care se întâmplă pe tot frame-ul. Da? De exemplu, aici putem să avem o chestie simplă de gen detecție de mișcare. Detecția de mișcare o fac la fiecare frame ca să-mi dau seama dacă trebuie să fiu atent la ceva pe masă. Da? Asta e o operație relativ simplă, pentru că compar niște frame-uri între ele cu un algoritm mai mult sau mai puțin complicat. Mai departe, și apropo, detecția de mișcare, acolo pot să aplic și trucuri de gen, nu mă interesează la nivel de pixel, pot să reduc rezoluția la mult mai puțin. Da? Deci astea sunt operații care trebuie să ruleze cu FPS mare și care trebuie să fie simple. Mai departe, de fapt am arătat că și aici e partea aia, thread-ul care ia de la cameră e alt thread, e primul thread și operațiile pe frame-urile întregi sunt în thread-ul al doilea. Mai departe, detecția de mișcare, când s-a întâmplat într-adevăr ceva util și interesant, împinge mai departe informații către o chestie pe care noi numim Zone Manager. Deci deja aici nu se mai întâmplă procesare pe toată imaginea, ci se întâmplă procesare
doar pe anumite zone de interes. Automat, pentru că lucrez pe zone mult mai mici, pot să permit să folosesc algoritmi mai complexi. Da? De exemplu, pe o anumită zonă pot într-adevăr să las o rețea neurală să vadă ce e acolo, deci să trec imaginea printr-o rețea neurală. Da? Cum merg pe dreapta prin stack-ul ăsta, frame rate-ul scade. Da? Aici am operații care se întâmplă des, aici am operații care se întâmplă rar, pentru că sunt triggeruite de cele de aici. Și atunci pot să-mi permit ca aici să-mi crească complexitatea. Da? În diverse implementări pe care le avem noi, de fapt, în zona asta mai există încă un thread intermediar, un thread care rulează pe FPS și mai mic, doar dacă anumite, cum le numim noi, cum surface watchers, deci sunt un fel de trigger pe niște zone, dacă alea triggeruiesc că e ceva interesant acolo, e o șansă să mai lansez un thread pe care nu l-am desenat aici, care să nu blocheze surface watcher-ul, dar totuși să se uite mai atent ce se întâmplă acolo. Da? Și după ce aici, deci săgeata asta practic conține ceva informație foarte abstractă de gen am văzut o capsulă la coordonatele cu tare în poză, doar atunci intră în joc rendering-ul, adică se triggeruiesc niște evenimente care produc desenare pe masă, grafică pe masă. Da? Și evident asta evoluează iar în alt thread, pentru că nu vrem ca ce se întâmplă din computer vision să ne oprească, să ne încetinească rendering-ul. Întrebări? Poftim? Pe slide-ul următor. Deci, LampX e poziționat în general peste o suprafață, la o anumită distanță. În general, deci nu e fixă distanța, el calibrează la început distanța asta. În general, dacă îl poziționăm cam pe la 90 de centimetri, așa în toate aplicațiile cam pe acolo, în majoritatea, nu toate, avem și la 60, avem și la 1.20, depinde. Dar în principiu, de la 90 acoperă o suprafață de un metru și ceva diagonală. Chestia asta înseamnă, și practic primul, deci camera asta de aici și whole frame operations se întâmplă pe acea suprafață pe care o vede, în principiu depinde de aplicație, dar în principiu în rezoluție Full HD. Deci toate operațiile astea sunt în Full HD, unless cineva scade rezoluția în cadrul ăsta, care e o operație foarte ieftină, ca să facă non-Full HD, de exemplu, movement detection. După care, zonele astea care se înregistrează aici sunt definite de aplicație. Adică pot să am o zonă, dacă vreau să detectez că cineva apasă un buton, da? Aia e o zonă foarte mică. Și detectorul de mișcare... aici, îmi spune dacă e mișcare fix pe zona aia mică și doar atunci intră în acțiune rețeaua neurală care se uită după deget. Da? Pot să am și chestii de gen recunoaștere de cărți, da? Care sau de foia 4. Și acolo, evident, deja nu e chiar fain să am o rețea neurală pe 200 pe 500 de pixel, pentru că merge mult prea greu și așa. Și pot să aplic alte lucruri. Ori reduc rezoluția, ori folosesc feature matching. Mă rog, sunt o felul de chestii pe care le aplic. Dar clasificatorii care rulează ca surface watchers aici sunt diversi și sunt unii mai adecvați pentru zone mari, sunt alții mai adecvați pentru zone mici. Depinde de aplicație. Avem un singur model de hardware. Da. Există o extensie, un modul opțional, e o cameră de rezoluție înaltă, în plus față de camera standard, pe care o folosim și aia iară are bucățica ei aici, pe care n-am pus-o pe tablă, dar camera aia o folosim în aplicații în care avem nevoie să vedem cu o rezoluție foarte, foarte bună ce e pe masă. Deci de Full HD pentru clasificare, în general, de obiecte diverse ajunge, ok? Dar dacă vrei, de exemplu, să citești textul de pe o carte de vizită, ca să, nu știu, pui o carte de vizită și afișezi profilul de LinkedIn al omului pe masă,
Dacă vrei așa ceva, îți trebuie rezultate mai mare și acolo avem modulul ăsta opțional. Dar practic asta e singura opțiune in terms of hardware. În rest totul e standard și merge oarecum pe ideea asta de produs de masă. Poftim? Cum adică la exterior? Ah, da. Afară, în soare, nu e chiar ce trebuie. Adică avem un proiector de 700 de lumeni și nu ajung pentru direct sunlight. În rest, pe diagonala aia cu 700 de lumeni, cam în orice mediu de interior, e relativ ok. Atâta timp cât nu ești lângă un geam și bate soarele pe masă. Bun. Și acum, că era întrebarea, unde sunt aplicațiile? Aplicațiile practic rulează într-un Chromium Embedded Framework ca aplicații făcute în JavaScript cu HTML și ele comunică prin, evident, avem un layer de abstracție pe care îl numim Lampix.js, deci e o librărie de JavaScript care le ajută aplicațiile să comunice cu stack-ul de computer vision printr-un layer de abstracție. Și practic aici se face o comunicare shared memory între Python și JavaScript. Da? E o chestie pe care ne-o dă oarecum cadou Chromium Embedded Framework-ul. Și cu chestia asta noi îmbinăm două lumi diferite. Adică pe zona de computer vision, pentru că mergem pe Python, putem să folosim tot felul de librării foarte uzuale și foarte bine făcute care fac computer vision bine. Pe de altă parte, în Python e zona asta, să faci chestii grafice în Python e destul de nu prea vrei să o faci. Am început așa când am făcut primele prototipuri, dar ne-am dat seama repede că dacă vrei animații, efecte grafice, tot felul de chestii fancy, să fie și simplu și ușor de făcut, Python nu e un loc bun. Și mă rog, sunt o fel de librării pe acolo, le-am tot încercat, dar nu. Mult mai simplu și mai ușor, JavaScript, Canvas și toate chestiile alea, găsești tot ce vrei, o groază de exemple. Și de-aia, practic, am mers pe împărțeala asta, pe arhitectură, odată Python aici și acolo JavaScript. Da? Există niște discuții acum cu niște tipi de la Unity care zic să înlocuim bucata asta cu Unity. E o posibilitate, dar nu suntem încă siguri dacă o să o facem. Vedem, depinde de aplicații. Ce mai interesant aici, apropo de cerința despre care am spus mai devreme, că am vrea ca cineva să poată să dezvolte și fără Lampix, am dezvoltat un simulator care face, practic, fix, de fapt, simulează ce face stack-ul de computer vision, dar pe un calculator, pe un PC, cu mouse-ul. Adică, în loc să pun o capsulă pe masă și stack-ul de computer vision să o recunoască, să dea un eveniment, deschid acest simulator, selectez undeva capsulă de Nespresso și dau click cu mouse-ul pe aplicația mea, care, de fapt, e afișată într-o fereastră pe PC. Da? Și pentru aplicația aia, e ca și cum cineva, dacă ea ar fi luat pe Lampix, e ca și cum cineva ar fi pus o capsulă acolo. Efectul este că pot să testez și pot să fac aplicații cap-coadă, în afară de testarea de computer vision, pe PC. Și după ce văd că toată grafica, interacțiunea, tot ce am eu acolo din punct de vedere vizual e fain și merge, după ce fac chestia asta, mă pot duce și intra în Lampix-ul real ca să testez aplicația și împreună cu computer vision-ul. Dar lucrul ăsta ne-a ajutat și ne ajută foarte mult pentru că sunt tot felul de situații în care nu ai un Lampix și vrei să faci aplicații sau ai 5 oameni care toți fac aplicații și vor să le se joace cu ele, dau doar o resursă hardware la dispoziție, ceva de genul ăsta. Întrebări? O să iau, de exemplu, obiecte de și să facă. Da. Da. E practic Chromium versiunea actuală, orice. Da. Cerința despre care n-am vorbit încă era cea de extensibilitate. Adică, bun, am tot stack-ul ăsta, cum fac să pot să adaug bucăți la el? Și bucățile pe care le pot adăuga, în principiu, sunt astea trei de jos. Deci, odată aplicațiile de Lampix. Da? Aplicațiile de Lampix sunt, de fapt, niște pachetele de JavaScript cu HTML5 pe care
în momentul de față, tehnic, cineva trebuie să le pună cu mâna pe Lampix, dar Lampix-ul le încarcă singur dintr-un director și după aia ele sunt disponibile. Și aplicațiile pot să vorbească și între ele. Deci o aplicație poate să lanseze altă aplicație. De aia există un layer de asta de dependency injection, valabil și, de fapt și pentru aplicații și pentru acele plugin-uri de zonă. Deci aici de obicei avem clasificatoare și e valabil și pentru plugin-urile care activează pe tot ecranul. Deci stagiile alea din linia de procesare pe care v-am arătat-o mai devreme, fiecare stagiu din ăla este extensibil, la modul că un developer, dacă vrea să aibă alt trigger, deci să nu facă trigger pe mișcare, care e triggerul standard, să facă trigger pe adâncime, de exemplu. Avem un canal de adâncime, pentru că folosim o cameră care e cu un depth sensing în ea. Dacă cineva vrea să facă trigger pe adâncime, poate să scrie un plugin, da, pe care îl înregistrează ca whole frame plugin și automat el devine valabil și o aplicație, practic, poate să folosească acel plugin. La fel și clasificatorii. Cineva, dacă are un clasificator special care face, nu știu, recunoaștere, am avut la un moment dat pe unii care vreau să recunoască fața unui om de pe un badge. Da? Noi le-am zis, noi luăm un clasificator de fețe. Dar ei și-au făcut un plugin care recunoaște, aveau ei algoritmul implementat pe un server, practic au făcut numai un wrapper ca și zone plugin și au zis, acum putem înregistra clasificator de fețe, detector de fețe pe masă. Deci, practic, ce avem noi la mijloc este, ăsta e important, layer-ul ăsta de dependency injection, prin care toate aplicațiile astea, adică plugin-urile și aplicațiile înregistrate, pot să comunice unele cu altele. Și o zonă interesantă cu care tocmai acum ne luptăm și găsim o arhitectură bună este și zona de deployment de la chestia asta. Adică, pe moment, funcționează foarte bine ideea de plugin-uri, le poți pune și ele vorbesc unele cu altele, dar nivelul următor la care ajungem, pentru că avem deja implementări cu multe Lampix-uri, zeci poate de Lampix-uri, nu mai vrem să mergem la fiecare în parte să facem singuri update-uri și așa mai departe. Ne trebuie un concept de deployment care să includă toate chestiile astea, eu să pot să fac pachetele și ele să plece automat pe fiecare Lampix. Da, aici code walkthrough nu fac, vrem să, dacă vreți pot să vă arăt mai târziu sau să vă explic. Deci, practic, cam asta a fost. Ziceți întrebări. Da. Proiectorul e o parte. Da, în anumite limite, da. Deci există niște, un fel de hardware abstraction layer care e format din niște parametri și din poate niște, da, la proiector de fapt numai niște parametri legați de rezoluție. Dar în rest, da, deci Lampix-ul practic calibrează singur inițial și dacă înlocuiesc proiectorul, poate să funcționeze și cu alt proiector. Fizic, device în momentul de față este o cutie în care, din care nu poți să scot ceva și să bag altceva, dar în teorie softul ar putea să ruleze, da. Nu, a fost Raspberry. Inițial, când am început eu să fac proof of concept-ul, a fost Raspberry și după aia mi-am dat seama relativ repede că nu ajunge puterea de calcul pentru tot felul de chestii. Și în momentul de față este un Intel Atom Quad-Core Z, nu mai știu cât. E un board care are același form factor ca Raspberry-ul, dar e mult mai puternic. Da, în momentul de față deployment înseamnă pur și simplu că pui niște pachete în niște foldere. E în lucru, da. Deci, ca și fază de dezvoltare a noastră, noi suntem acum în closed, nu știu cum se zice, produsul nu e disponibil încă pentru publicul larg,
ci noi lucrăm cu clienți proof of concept și deployment-uri de-astea unde noi am găsit clientul, noi avem grijă de el și avem grijă să funcționeze Lampix-ul acolo. Și device-ul o să, deci versiunea de development publică o să fie gata undeva prin noiembrie. Și în noiembrie o să fie într-adevăr și o posibilitate să faci deployment la app-uri online care să se ducă singure pe Lampix. Deci la asta lucrăm acum, practic. Pentru clienții actuali facem noi deployment-ul manual. Sigur. Da. Deci în momentul de față, exemplul respectiv este pur ca bitmap, adică nu facem o vectorizare a lui. Am făcut la un moment dat un proof of concept în care am făcut o vectorizare a unui desen simplu, deci care era pe o suprafață albă altceva, dar acolo mai e mult de lucru. Adică dacă vreau într-adevăr să am ceva de calitate foarte bună, vectorizat, e o zonă în care n-am intrat încă. Da, se poate, dar n-am făcut-o noi. În momentul de... deci, la final o să coste aproximativ $700 device-ul. În momentul de față, acum avem un pre-sale de dev kits care e la jumătate de preț pentru că vrem să stimulăm puțin chestia cu comunitatea de developeri. Deci vrem să avem mai mulți developeri care să lucreze pe Lampix. Deci în majoritatea aplicațiilor are sens să fie sus, pentru că o chestie pe care o avem noi așa în concept și în idee este că nu vrem să fie doar un touchscreen, vrem să fie interacțiune cu obiecte. Deci, de exemplu, avem o aplicație pentru un bar în care coasterele alea, bucățile alea de se pun sub pahar, practic sunt personalizate și dacă tu comanzi un cocktail, kelnerul îți spune coasterul ăla până îți face cocktailul și coasterul declanșează o interacțiune bazată pe exact ce o să bei tu. Și atunci, deci stilul ăsta de interacțiune în care nu doar te duci dai tu cu degetul ca pe un touchscreen, ci există tot felul de obiecte care declanșează interacțiune. Stilul ăsta e mai interesant pentru noi. Dar, da, se poate pune și vertical și o aplicație pe care o avem acum în roadmap nu e, practic e work in progress, e o aplicație de smart whiteboard, deci o aplicație în care pun un Lampix vertical și tabla devine smart. Pot, de exemplu, să proiectez conținut digital pe tablă, după care să fac markup cu un whiteboard marker și să salvez înapoi markup-ul, sau pot să fac niște scheme și schemele să mi le vectorizeze și să mi le bage într-un program de desenat, chestii de genul ăsta. Deci astea ar fi niște aplicații unde e interesant să fie și vertical. Da, sunt niște limitări. Mă rog, e un subiect de discuție de ore în șir ăsta, e mai complicat. Dar în principiu o chestie pe care o putem face și o făceam în exemplu ăsta simplu era ca în momentul în care luăm frame-urile pentru transmis înapoi să oprim scurt proiecția. Asta e o chestie simplă, da? Dar putem să sincronizăm și să facem lucrul ăsta. Mai ales că proiecția de fapt se transmite, mă rog, e camera de rezoluție mai mică, ce face frame rate bun, ca să vezi cât de cât ce desenează omul, dar la un moment dat, din când în când, se ia un frame și de la camera de rezoluție înaltă ca să se transmită versiunea mai bună, ca să zic așa, a desenului. Și atunci pot opri un pic proiectorul. Asta e chestia specifică hârtiei. Hârtia e un pic mai complicată. La obiecte e iar o chestie interesantă, pentru că, evident, dacă eu am antrenat Lampix să recunoască un obiect și
după aia proiectez ceva peste obiectul ăla, s-ar putea ca clasificatorul ăla, în funcție de ce fel de clasificator este, să nu se mai descurce cu situația respectivă. Și acolo iar alt set de soluții, de exemplu, pot să mă uit la canalul de adâncime și unde ceva e peste suprafața pe care o știu eu, pot să nu proiectez. Și atunci mă ajută foarte mult în detecția de obiect chestia asta. Deci tot felul de detalii. Poftim? Depinde foarte tare de clasificator. Pentru un clasificator de degete, de exemplu, deci ca să pun degetul pe un buton, de la degetul pus până la o reacție vizuală pe masă, avem undeva sub jumate de secundă. Deci e relativ, cum să zic, se simte bine, nu e, n-am un lag mare. Da? La clasificatoare mai complexe, care au rețele neurale mai mari și trebuie să, na, durează niște timp, poate să fie și secunde, depinde. Dar acolo sunt tot felul de trucuri vizuale pe care le poți face. De exemplu, dacă ai detectat mișcare, poți deja să faci o animație și după ce vine și clasificarea pentru ce s-a întâmplat acolo, schimbi animația și scrii ce e ăla. Și atunci, asta e o chestie de user experience, dar atunci impresia e mult mai bună decât dacă ai stat 3 secunde până chiar vine clasificarea obiectului respectiv. N-am înțeles întrebarea. Dacă vreau să fac detecția la trigger node, să schimb clasificatorul nou sau sunt disponibile la cele built-in și alea nu se compilează? Deci cele built-in sunt disponibile și pot să fac și un nou, adică depinde de aplicația mea. Și dacă, de exemplu, adică foarte des folosim de astea bazate pe rețele neurale, acolo practic nu trebuie să scriu clasificatorul, trebuie doar să antrenez o rețea. Și folosesc clasificatorul existent cu greutățile și arhitectura de rețea pe care o antrenez eu. Da, aici, cum am zis, e zona aia de, pe care o numim noi PIX ecosystem, care este... mai am timp să povestesc o poveste? Da? Deci, una din problemele pe care le-am întâlnit noi la LAMPIX pe parcursul timpului a fost exact asta. În momentul în care vreau să antrenez pe ceva obiecte noi, dacă vreau să folosesc un sistem de ăsta bazat pe machine learning, am nevoie de un set de antrenare. De unde scot setul de antrenare? Evident, sunt niște chestii pre-antrenate, niște seturi disponibile pe niște clase de obiecte foarte generale, dar dacă vorbesc de pachete de țigări sau capsule de Nespresso sau habar n-am, îmi pună și fructe, da? Dar dacă vreau să recunosc multe feluri de fructe, n-am setul, că nu e nicăieri disponibil. Atunci, cum fac să obțin setul? Ce am făcut noi? În prima fază am făcut o aplicație de training pentru LAMPIX, care practic te ghidează prin a pune obiecte pe masă pentru a genera un set de date. Și după aia am generalizat puțin chestia asta pentru că ni s-a părut de fapt o chestie, o zonă interesantă și neacoperită, ideea unui marketplace de astfel de seturi. Adică un marketplace în care unii care pot să contribuie la seturi de date să pună imagini și alții care au nevoie de seturi de date să zică ce seturi de date vor. Și de fapt asta este, din asta s-a născut PIX Ecosystem, care acum e un produs corelat cu LAMPIX, dar nu 100% suprapus, doar corelat. Adică LAMPIX poate fi folosit ca device care urcă seturi de date în PIX Ecosystem, dar pot să iau și de la alți membri, mă rog, produsul nu e lansat încă PIX Ecosystem, dar voi putea să iau și de la alți membri date ca să-mi antrenez LAMPIX-ul meu. Și da, practic ăsta e, deci răspunsul la întrebarea cum obțin datele este prin LAMPIX Trainer plus PIX Ecosystem și uite așa ajung să acopăr toată chestia, adică un developer poate să facă o aplicație care recunoaște chestii complet noi, îi face și contentul și obține și setul de date pentru aplicația respectivă. Există un catalog, deci practic documentația descrie ce trigger-e sunt disponibile în mod standard. Da, dacă o aplicație definește un trigger propriu, sistemul are cum să raporteze faptul că trigger-ul ăla există?
Asta e, da, adică layerul ăla care practic încarcă toate modulele, la un moment dat încarcă modulul ăla nou pe care ai definit tu și ăla e disponibil pentru toate celelalte aplicațiile. Da. Da, practic Pix Ecosystem este cum să zic, făcut pe blockchain, adică toată ideea aia de marketplace, de date de machine learning, am gândit-o descentralizată, astfel încât toți cei care contribuie, și am inventat un token pentru asta și practic tokenul nostru reprezintă unitatea minimă, să zicem, de date de machine learning. Și atunci toți cei care contribuie primesc acel token, iar cei care vor să cumpere date folosesc acel token și tokenul e un token de Ethereum. Care tokenul în sine există deja și aplicația, primul beta închis, o să fie în cândva la sfârșit de mai. Da. Cum se zice? We've had people doing that. Deci practic acolo unde extinzi Lampix-ul cu clasificatoare, tu obții imaginea pe care o vede pe zona respectivă. Și mai departe cu imaginea aia poți să faci tot felul de chestii. Nu trebuie neapărat să faci clasificare de ea. Poți să o trimiți la un server, poți să faci ce vrei tu cu ea. Da. Da, faci ce vrei. Da, asta zic. Deci tu ești în plugin, la un moment dat ești în punctul în care ai acces la imaginea aia. Ce faci cu ea de acolo? Treaba ta, poți să, adică scrie codul tău, practic, ești în codul tău, poți să-l trimiți la servere, să-l afișezi unde vrei tu, nu trebuie să-l pui înapoi pe masă. Exact. Da, exact. Expuneți servicii în cloud, de exemplu, pentru procesare mai intensivă a unor imagini, adică eu ca și un plugin pe, pentru că device-ul este limitat la un moment dat. Aveți un vizor ca să expuneți, de exemplu, un serviciu care, de fapt, în cloud să facă procesarea. Avem deja chestia asta, deci anumite clasificatoare le rulăm în cloud acum. N-am dus-o la nivelul la care e disponibilă ca și API încă extern, îl folosim noi intern. Când o să ajungem să fie așa de larg utilizat încât să merite expus publicului, probabil că o să-l înglobăm într-un API cumva. Pe vremea cu s-a schimbat un pic focusul. Pe vremea cu Raspberry era mult mai mult în cloud. De exemplu, capsulele de Nespresso pe Raspberry deja atușea, erau multe, multe secunde, spre, cred că peste 10 o capsulă sau ceva. Dar de când am trecut la platforma nouă cu Intel, s-a shiftat un pic focusul de pe cloud la Computer Vision, pentru că e mult mai, se pot face mai multe chestii locale. Na, cam ăsta e statusul. Nu știu dacă înțeleg, deci vorbești de aplicația de Lampix? Nu, mă refer dacă vreau să fac o aplicație care interesează de hardware. Vreau să fac, de exemplu, să zicem, să zicem, o proiecție cu niște butoane, dacă am fost cerută, de exemplu, să-mi comand cafea, la automat cafea. Ok, deci așa... Totul se bazează pe acel Lampix.js. Tu faci aplicație în HTML5 cu JavaScript.
Și incluzi Lampix.js-ul și în Lampix.js ai niște funcții simple cu care înregistrezi zone sensibile, ca să zic așa. Tu îi spui ce clasificator vrei să ai pe zona aia, mă rog, îi dai niște detalii despre zona respectivă. Iar mai târziu, când în zona respectivă Lampix detectează ce ai zis tu să detecteze, îți face un callback în JavaScript. Și de acolo încolo tu faci ce vrei, proiectezi, schimbi. Exact, exact. Deci ai niște register classifier, niște call-uri. Asta e un work in progress. Deci urmează API și pentru asta, tot în Lampix.js. Deci totul va fi, toată interacțiunea între aplicație și computer vision e prin acel Lampix.js. Și în momentul de față, cum am zis, n-avem trigger-e cu gestures, dar urmează. Deci să, în direcția asta extindem acum, practic. Da. Nu știu dacă înțeleg întrebarea. Deci, partea de rendering rulează ca și un... E un browser, practic, un Chromium Embedded Framework. Și Chromium Embedded Framework-ul ăla are în stack-ul lui de JavaScript niște obiecte. Deci niște instanțe de obiecte care sunt comune cu stack-ul de Python. Aia înseamnă că eu pot să apelez, la modul cel mai general vorbind, din JavaScript apelez o funcție de Python și invers. Da? Chestia asta noi am împachetat-o astfel încât, de fapt, tu vorbești doar cu Lampix.js și în spate ăla apelează obiectele de Python și face înregistrările de callback-uri, după care din Python vin apelurile invers și așa mai departe. Dar acolo e punctul de conexiune între cele două. Și după aia, mai departe, cu hardware-ul vorbește doar Python-ul. Deci doar Python-ul ia frame-uri de la cameră, face tot felul de chestii cu, na, care sunt close to hardware. Depinde cum o să meargă developer edition-ul. Dacă oamenii se vor descurca, deci practic prima versiune asta pe care o lansăm în noiembrie, pe care o livrăm în noiembrie, este adresată pur developerilor. În funcție de cum vine răspunsul, dacă oamenii se descurcă, nu se descurcă, ies aplicații faine, nu ies și așa mai departe, în funcție de aia vom gândi dacă lansăm rather sooner or later versiunea pentru toată lumea. Adică dacă developerii fac treabă faină, merită să aibă și piață și atunci o facem mai repede. Dacă developerii se încurcă și nu iese treabă bună, probabil că o să stăm un pic mai mult să mai rafinăm și să vedem ce trebuie să schimbăm, astfel încât totuși să meargă bine. Deci asta nu e... Nu avem un termen pentru a doua fază. Pentru prima fază de developer, ăla e termenul. Bine, mai sunt întrebări sau dacă nu, mulțumesc.